captură impresionantă de droguri făcută de polițiștii români în portul Constanța. Aproximativ 2,5 tone de cocaină au fost găsite într-un container cu banane. Drogurile cu o valoare de sute de milioane de euro urmau să ajungă pe Piața Neagră din Olanda, iar România era țară de tranzit. Aceasta este cea mai mare captură făcută vreodată în România și una dintre cele mai mari din Europa. Cele peste 2500 de kilograme de droguri erau ascunse în structura a 4 containere și au ajuns în portul Constanța, la bordul unui vapor care venea din America de Sud. Drogurile au fost stocate într-un depozit din Eforie Sud. Într-o filmare făcută publică de către autorități, se poate observa momentul în care agenții descind în acel depozit, imediat după ce suspecții au extras pachetele cu cocaină din containere și le-au depozitat în saci. De aici, cocaina urma să fie încărcată în camioane și trimisă în Olanda, de unde urma să fie distribuită în alte țări din Europa. Dacă ar fi ajuns pe Piața Neagră, vânzarea drogurilor le-ar fi adus traficanților peste 620 de milioane de euro. 5 persoane au fost reținute de polițiștii români, 4 lituanieni și un columbian. O a șasea persoană despre care se crede că ar fi capul grupării de traficanți, un marocan cu dublă cetățenie, a fost reținut în Spania. Ancheta a fost una de lungă durată și cu un ridicat nivel de risc. Agenți sub acoperire au fost infiltrați în grupul de traficanți și riscau să fie uciși dacă erau descoperiți. În acest caz, autoritățile române au colaborat cu autoritățile din SUA, Spania și statele din America de Sud.